Cu cine vă vedeți în alianță viitorul parlament? Hoțomanii, alianță n-am făcut și nu o să fac în viața mea. Din 2014 demonstrez, nu vă e clar? Eu am spus clar, cu talhari, cu șmecheri, și cu fel de fel de... să le zic eu, așa că se bă, să uită mama. Și cu rămășețele astea lui Plăhătniuc, care au rămas, care trebuie să terminate, inclusiv Coșilans, care nici nu a fost atinși în ultima perioadă, chiar o să vădă. Eu am demonstrat toți anii ăștia, fix așa cum dumneavoastră m-ați provocat în prezidențiale. Dați-ne niște nume concrete de partide, domnul Sadă, ca eu să nu încep să bănuiesc că dumneavoastră intenționat nu dați niciun nume ca să vă lăsați. Dar de ce nu bănuiesc pasul care a spus discuție? Numai ce am zis că îl bănuiesc. Pasul a zis că ei lasă ușa deschisă și pentru discuție. Mariana Rasă, bănuiește pasul. Domnul Sadă, haide dați-ne niște nume concrete de partide cu care vă vedeți în viitorul parlament în coaliție. Toate numele care au fost numite la dumneavoastră într-un studio, la colegiul în ultimii 7 ani, nu poate merge vorba nici de o coaliție. Nu contează cine a ținut în buzunar judecătorii, cine a făcut contrabandă de țigări, haideți cine au dilapidat statul. Haideți atunci, eu să dau denumire. Doamne, dar haideți să nu începem. Renato Usatăi spune că cu Partidul Socialiștilor... Doamne, am spus și vă repet încă o dată, eu fac... Am o alianță cu cetățenii Republicii Moldova. Știți cum? Da. Pentru mine orice răspuns este răspuns. Dar okay. Oamenii de acasă își creează niște păreri. Oamenii să-și creeze păreri după fapte. Că cu promisul și cu vorbele la noi în țară tățul stabil. În cazul unui guvern de coaliție, pe ce ministerie ar insista să le obțină blocul Renato Usatăi? Ministerii cheie pe care, sau mă rog, principiale pentru voi. Deci, Ministerul de Interne? Astăzi sunt gata să-mi asum Ministerul Agriculturii, deoarece și este un moment foarte important, să vă dau câteva secunde o explicație pentru dumneavoastră, pentru cetățeni. Am avut o discuție cu zeci de lideri din țară, am avut cu sute din ei întrevedere în cadrul campaniei în alegerile prezidențiale. Dumnealor le-am dat o opțiune. Chiar tot timpul auzând la ei că ministrul ăsta e așa, că așa l-l ascultă pe ăla, ăsta e interesant numai să aduc selitră în țară și tot. Zic, oameni buni. Deci, noi să avem o adunare la care vor participa peste 500 de lideri gospodari din toată țara. Ei vor decide candidatul cine va fi ministru, ca să nu fie cusatei de la nord și nu să ține sudul. Deci, pe fiecare zonă, sud, centru, nord, o să fie tot de ei delegat. Cât e un viceministru, cât e un secretar de stat. Și deoarece ei sunt domeniul, ei sunt suferințele. Da, eu, ceea ce le asigur... Acum să le prezint un complex de a alimenta tractoarele pe deal european și ca ei să achite așa cum când merg eu cu vaporul în Delta Dunării, eram surprins că motorina și benzina 98 era mai ieftin decât la benzinările din Republica Moldova. Mă refer scutirea TVA-ului. Ok, am înțeles. Da, alt minister. Dați-ne un alt nume de minister. Deci, pe care... Ministerul Sănătății este foarte important astăzi. Vă spun eu. Eu pot vorbi despre toate ministerele. Important ca să pretinzi la ministerele unde ai oameni care să-i conducă, echipa care să gestioneze. Și cum la Ministerul de Interne? La Ministerul de Interne nu sunt gata acum să vă dau numele. O să-l anunț numele mai târziu. O să anunț numele mai târziu. Despre medicină v-am spus, despre Ministerul Economiei v-am spus și vedem.